Fiți binecuvântați de Domnul, toți cei prezenți, și împreună să ne apropiem cu inimile noastre de mărețul cuvânt al lui Domnul Iisus, mărit să-i fie numele. În cuvântul acesta minunat de astăzi, ne întâmpină Domnul Iisus cu cuvântul Său spus atunci ucenicilor și astăzi nouă: nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Dragii mei, multe grijuri vin peste oameni, dar cea mai aspră grijă e totdeauna viața proprie. Cum a zis Satana către Dumnezeu cu privire la Iov: omul dă tot ce are pentru pielea lui. Deci, viața asta nouă, cât suntem în trupurile acestea, ne este scumpă și așa trebuie să fie, căci ne spune Sfântul Cuvânt prin apostol: nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl îngrijește și îl hrănește cu drag, ca Hristos biserica. Glorie Domnului Iisus! De aceea, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. S-a cântat mai înainte, adică prea iubiți frați, acei cântarea aceea minunată făcută de sora Poșa. De atâtea ori când o aud cântându-se această cântare în biserica noastră și oriunde, mi-aduc aminte de aceea soră micuță de statură, un cadru medical altfel, și un suflet mare și larg pentru Dumnezeu. A trăit singură ca credincioasă într-o casă cu bărbatul necredincios, cu copilul necredincios, nora necredincioasă și cu multe amaruri. Dar minune! Oricând putea să vină între frați, ea era veselă. Ea formula fel de fel de întrebări, fel de fel de explicații, după cum îi dădea mintea ei, și acasă o aștepta bătaia. Și cum v-am mai spus, o bătea grozav. El era mai solid decât cum eram eu, un om mare, solid. E micuță, o mănușă de femeie. Dar suporta. Întrebată odată: cum mai duci, ce mai faci? Ce minunăție, ce pocăință! M-am învățat să tac și să rabd. Ați auzit și în cântare cum e arăta cât e ea de mică și cât e el de tare. Vrăjmașul e tare și eu sunt prea mic, dar merg înainte. Și așa am mers înainte. Beutura era la ordinea zilei în casa lor și trebuia să facă mâncare și să facă ce trebuie, dar ea nu divulga secretele casei la surori, la alții. El nu o lăsa să meargă, în special duminicile, nu o lăsa. Și a sosit o zi de Paști, cu atâta sete, cu atâta dor, a vrut să meargă și ea între frați la adunare.
El a beut de dimineață cu cineva și a interzis să se îmbrace măcar. Stătea în pijamale și el mai tot ieșea într-o parte, într-alta. Când el pleca, sărea pe genunchi, să ruga. Când el auza că vine, fugea în pat, să învele, stătea acolo. Și în ziua aceea, Dumnezeu i-a dat aceea minunată cântare. Și până el a venit, i-a și scris-o și a învățat-o bine. Și el a venit tulbure de beutură și de ciopățit el pe unde a umblat. Și ea s-a apropiat de el: vrei să mă asculți? Domnul mi-a dat o cântare. Vrei să-mi asculți cântarea? Cânta frumos. Când a început să cânte și să-i curgă lacrimile și o cântat-o, el a stat să a uitat la ea. Și după masa aia a fost prima dată când i-a cucerit inima acelui leu și a venit la adunare. Și după aia s-a botezat și el, mai târziu s-a botezat și nora. Și era pe vremea aceea a comuniștilor, el era cu ortacii lui, tovarășii lui. De la el din casă ieșea pe două străzi, că era între două străzi curtea lui. Și vineau unii pe aici, alții pe dincolo și era totul, dar ea nu s-a lăsat. De dată ce el s-a dus la adunare și nu mai interzis, o făcut la ea acasă adunare. Vedea oamenii că e lampă și noaptea târziu, trecătorii vinea și stătea lângă jam, că casa a fost făcut mai de mult, drumul s-a reparat, acum au ajuns că jamul ei nu era doar 50 de metri de la trotuar mai înalt. Stătea oamenii și asculta la jam și noi proslăvem pe Dumnezeu în casă, lucrări și har. Și așa a biruit. De ce? Pentru că nu s-a gândit la viața ei, decât la viața lui, cum să-l cucerească. După atâtea bătăi și cu picioarele și în tot chipul, e numai un singur țel a avut, să-l vadă mântuit. Și cu o cântare dată de Duhul Sfânt, i-a pătruns inima. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă la asta. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Grija de viața asta adesea ori te desparte de Dumnezeu. Unii au o mare grijă că nu le crește salarul. Alții au o mare grijă că n-au putut să facă ce-au vrut ei, o casă, sau să cumpere o mașină, și sunt tulburi. Dar Biblia spune, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră. Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca, că stăpânul, el grijește de astea, mărit să fie Domnul. Noi suntem robii lui. Apostolii fiecare când începe să scrie, ca și Pavel și ceilalți, spune Pavel, rob al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu Tatăl. Dacă Dumnezeu Tatăl a aprobat ca tu să fii rob al lui Iisus, atunci Iisus este stăpânul tău, fie preamărit numele. Dacă El e stăpânul tău, tu de ce mai porți grijă? Tu laudă-L, strigă de bucurie, cântă, roagă-te, trăiește pentru Iisus. Și trăind pentru Iisus,
tu vei vedea minunea mare. Mi-aduc aminte odată, s-a căsătorit fratele lui, fratele Pop Dionisie la Nepos și el cât a fost pe la Cujir mă vizita mereu și era îndrăjit așa de familia noastră și m-a chemat la nuntă. Dar eu nu aveam haine, era prin anii 70, îmi făcusem casă și tot bănuțul l-am băgat pe materiale să pot intra iarna măcar într-o cameră și așa. Aveam o bască pe cap, cum se purta atunci, dar cine știe de când. Avea câteva găuri în ea, de veche ce era. Hainele pe mine erau uzate, păpucii, pantofii, nu mai avea câte o jumătate din călcâi, numai așa era în carața cu ei. Miuță, mă duc la nuntă, nu te las, nu te las. Doamne, toată săptămâna, atât am eu ars inima să mă duc la nuntă. Și nici bani nu prea aveam, nu, de tren și așa. Dar eu nu mă rugam, Doamne, ce să mă fac? În altă ordine de idei, mă bazam pe asta. Tu ești stăpânul, eu sunt robul tău. Doamne, eu vreau să mă duc, vreau să mă duc. Ce crezi că a făcut stăpânul? Nu vă îngrijorați cu privire ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca. Când a fost vineri seara, auzând că merge autobuzul de ora 9 la Laz și ăla înturna înapoi, imediat cineva bate la poartă afară, la stradă. Nevasta, du-te, Vasile, vezi cine-i. Nu era lămpi atunci, curent, așa. Și pânsat, nu era. Noi în casă încă nu avem băgat curentul. Dar ce se întâmplă? Când mă duc și deschid ușa, era o soră, domuță Maria, din Căstău. De la Orăștie, 5-7 kilometri sau cât o fi până la Căstău spre munte, cu o desagă după ea. Când deschid ușa, Hosane, ia repede straița asta, fugi și îmbracă-te, că vreau să văd cum stă pe tine ce am adus și repede, repede să pot ieși la autobuz ca să am, să ajung la tren, să mă duc la Orăștie înapoi. Fug în casă dinainte, măi dragă, pantofi noi, ciorapi noi, izmene noi, chiloți noi, cămașe noi, batiste noi, un costum minunat, vernil așa la culoare, o bască cum purta numai domne din aia mare așa. Măi, Doamne, m-am îmbrăcat frumos și am venit aici. Părea că a fost lângă mine cândva un croitor să ia măsură. Toate a fost exact, exact. Slăvit să fie Domnul! Vedeți? Păi nu purtați voi grijă. Dacă sunteți robii lui Iisus, stăpânul poartă grijă. Când am venit, te povestea cei cu copiii, cu nevasta, Miuță scumpă, mă lași să mă duc la nuntă. Acum te las! Și m-am dus și eu la nuntă, la Nepos. Că am avut stăpân, mărească-i să numele. Nu vă îngrijorați, nu purtați voi grijă. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, nu una, două, toate îngrijorările voastre, și El însăși va îngriji de voi, mărească-i să numele Lui. Câte n-aș putea să vă spun din experiențele vieții cum El s-a îngrijit de mine în diferitele forme. Apoi ne dă pildă.
Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar, și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Doamne, dacă am luat seama și la aceasta, dar de multe ori noi suntem așa de închiși în privirile noastre, noi nu ne vedem numai pe noi, treburile noastre. De multe ori și umblând prin țară, în diferite parcări mai izolate, câte cineva o dus câte un câine și l-a părăsit acolo. Dar eu totdeauna resturile de la o mâncare, chiar și de la restaurant, le luam cu mine. Și când soseam în parcările acelea și vedeam câte un câine amărât și slab, care când opreai întâi fugea, că toți dădea după el, eu îl chemam frumos și puneam acolo mâncare. Ce mânca de lacom săracul? Și nu știu, animalele, în ce formă mulțumesc lui Dumnezeu, dar să știți că mulțumesc. Ele vorbesc cu Dumnezeu, nu numai noi, păsări, animale, tot vorbesc cu Dumnezeu. Dacă te-ai uitat cu băgare de seamă la o rândunică de care vorbea în Psalmul 84, cum stă ea pe câte o sârmă pe ceva, cum își înalță glasul și cum cântă de duios uitându-se spre cer, cum bea apă și își înalță glasul în sus în semn de mulțumire. Și câte din alea n-ai putut să vezi, dar mai mult, când câte o păsărică mică pe care o numeam noi băbuță, că știa să croșeteze ca o femeie, așa croșeta și își făcea cuibul și făcea câte 16 puișori, e micuță. Cine crezi că le purta grija? Tatăl Ceresc. O vedeai vara, adică primăvara, când o drăzlea toți arborii, toți pomii. Apoi erau niște fluturi care își puneau ouăle ca inel, unei galbene, altele roșii, altele verzi, altele albe, pe lângă crenguță, să cloceau la soare și ieșea vermișorii de acolo. Ei mereu totdeauna înspre capăt așa și mâncau frunza cea mai crudă și când creșteau mari, așa, de 4 centimetri, de 3, de 5, după soiul lor, lăsa o mătasă de la fundișorul lor și se spânzura în ea, de tu când mereai prin pădure, trebuia tot să-i deperzi, că dădeai cu nasul în oațele lor. Vrăbiuța aceasta fugea înțeleaptă și-și umplea gura cât putea ea și fuga la cuib și dădea la unul, fugea, ducea și dădea la altul. Și lucra împreună și bărbătușul și femela și își hrănea și își creștea puii. Cine a făcut ordinea asta în familie de pasăre? Și aici acum vorbește de corbi, care îi putem vedea, e vorba de corbii sămânăturilor. Această pasăre neagră cu cioc mai mare, noi zicem cioară, dar ei din neamul corbilor, corbul sămânăturilor sau cioara sămânăturilor. Și aia trăiește în comunitate, pe câte un plop undeva pe lângă apă, vezi și câte 20 de cuiburi, le place la oaltă, pleacă și mănâncă sămânța și ce găsesc ele. Vedeți? Cum cresc toate, cum iarna le poartă Dumnezeu grija.
Și noi, ca oameni care știm că avem stăpân pe Iisus Hristos, ne îngrijorăm datorită îngrijorărilor se întâmplă depresiile, datorită îngrijorărilor se întâmplă că inima slăbește și devii plângăcios și plângăreață. Datorită îngrijorărilor devine cearta, nemulțumirea. Datorită îngrijorărilor devine starea de necredință. M-am rugat atâta, am cerut atâta, dar nu am primit. Pe mine nu mă ascultă Dumnezeu. Păi Dumnezeu ascultă pe copilul care-i vesel, nu care-i tot trist. Fiți veseli, ne spune cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel. Bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă! Nu tristeță, măi, nu purtați grijă cu privire la viața voastră. Noi avem un stăpân, El ne hrănește, El ne îmbracă, că viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi, ei nici nu seamănă, nici nu seceră, nici n-au cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la înălțimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Lăsați toate în grija Domnului și cu bucurie cereți ce aveți de cerut. Cu mulțumire aplecați genunchii înaintea Domnului și astfel veți primi tot ce aveți nevoie. Dar nu trebuie niciodată să te arăți nemulțumit, ci mulțumește-te cu ce ai. Atunci ești bucuros. Păi am văzut o soră care s-a dus în casă la prietena ei și aia a început să-i arate mobilă, haine, bogăție și ispitită de așa ceva, s-a dus acasă și tot frământându-se că ea nu avea ce are aia alaltă, a umplut-o de demoni. Și de-abia a putut să fie salvată prin rugăciune și insistență înaintea lui Dumnezeu. Păi nu-ți trebuiască ce n-ai, nu te gândi la ce are altul, gândește-te la ce ai tu și mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare lucru pe care îl ai. Și vei căpăta, nu ce crezi, nu ce ceri, mai mult decât ce ceri. Când eram tânăr, prima dată m-am dus în oraș, în Dej, să-mi cumpăr și eu păpuci, cum îi ziceam atunci, bocanci, că venea iarna. Și când m-am dus acolo la prăvălia aia, era o doamnă maghiară, să uită la mine, ce dorești, băiete? Vreau și eu o pereche de bocanci din ăștia, de păpuci din ăștia, că vine iarna. Păi hai să vedem ce număr porți. Eu nici n-am știut că păpucii-s cu număr. De unde să știu eu aia? Tânăr, tânăr, am purtat o pinci ca toți țăranii. În fine, atunci ea zice, hai să încercăm. Și mi-a duce așa cutii cu păpuși după cum o văzut ea la picior și mă încalță de un picior și se uită și ăștia sunt buni, bine, fericit, i-am văzut frumoși, bun. După aceea e, îmi spune prețul, ai atâția bani, am, și dau banii. Se duce și îi împachetează frumos și ieși o panglică frumoasă și face peste el așa și
face un nod, un bels așa, dar eu către ea, Doamne, dar eu nu am bani să plătesc pentru astea, eu numai pe păpuci am bani. Păi astea ți le dau de gratis. Păi vedeți, mă, așa face Dumnezeu, celelalte ți le dă El. Tu numai crede-te în El, celelalte tu le primești de gratis. M-am dus acum în țară și vine un frate baptist din Alba Iulia să mă vadă. Toată ziua te urmăresc pe ăsta, cum îi zice, pe YouTube. Dar am vrut să te văd în față. Foarte bine, mulțumim că ai venit până la noi. No, stăm un pic, fac o rugăciune cu el. Când se plece, auzi, știi, eu sunt cojocar și eu vreau să-ți fac o haină, că vine toamna cu vânturi, cu ăsta, vreau să-ți fac o haină din piele, că-s cojocar și lucrez în haine de piele. S-apucă și măsoară mânecile și măsoară cât vrei de lungă. El vroia așa mai scurtă, nu așa, las-o mai lungă să ne acopere șalele bine, că aici mă răcescă mai mult. O lăsat-o, cum am zis, o piele fină, frumoasă. După vreo 3-4-5 zile vine cu haina gata. Dar mie nu mi-a trebuit, eu n-am cerut, n-am vrut, dar pe el a vrut așa, cum să-l refuz? Cine i-a dat de gând? Cel care guvernează, cel care este stăpân, ăla se îngrijește de slugă. Binecuvântat să fie Domnul! Mergând mai departe, ne pune o altă ilustrație în fața noastră. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. La fel, ei nu țăz, nu torc, nu fac nimic, croiesc, nu, și cum îi îmbracă de frumos Dumnezeu. Uitați-vă la florile astea, nu? Când te uiți la ele, poți să-L vezi pe Dumnezeu în minunăția Lui. Din același bulgăr de pământ, iese floarea și cu toate culorile, una într-un fel, una într-altă, după soiul lor, și apoi parfumul lor, după soiul lor, și câte altele. Ce minunat îngrijește Dumnezeu de toată natura! Păi voi sunteți mai de preț decât păsările, mai de preț decât florile, viața voastră e mai scumpă decât hrana. Și trupul vostru nu e a vostru, e a Domnului. Nu știți că trupurile voastre nu sunt ale voastre, ci sunt ale Domnului? Păi El îngrijește, mărească-i să numele. E o minunăție, de aceea continuă un lucru mare de tot. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce trebuie noi să căutăm e împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu trebuie să ne fie ținta și împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie în inimile noastre. Ea este neprihănire, este pace și este bucurie în Duhul Sfânt. Aceste trei calități de asta, că uite ce zice mai jos. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere și împărăția asta. Tatăl vostru vi-o dă cu plăcere. Îți place ție de Iisus? Îți place ție de împărăție? Îți place de pace? Îți place de neprihănire? Îți place de Duhul Sfânt? Celelalte le capeți pe deasupra. Numai fii bogat în faptele de credință, că Duhul Sfânt ți le pregătește și tu numai trebuie să umbli în ele. Măriți să fie Domnul. Amin.